Bun găsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea și vorbim astăzi despre un volum foarte curajos de la editura OL. Volumul se numește Jenna, o istorie fascinantă și aparține lui Siddhartha Mukherjee. Omul este premiat cu Pulitzer, este un recunoscut cercetător și iată un popularizator al unor subiecte foarte importante. De altfel, editura OL l-a mai publicat și republicat, la fel cu un volum masiv și curajos, Împăratul tuturor bolilor, în care Siddhartha Mukherjee vorbește despre cancer și despre felul în care umanitatea luptă cu această boală sau cu aceste boli care se adună sub un singur nume. Volumul Jenna, o istorie fascinantă, este într-adevăr un volum fascinant pentru că vorbește despre un subiect uluitor care și acum ne ridică foarte multe semne de întrebare. Încă nu știm, de fapt, cât de mult suntem determinați genetic și cât de mult suntem determinați cultural. Apar tot felul de studii care demonstrează că gena e mai importantă decât cultura sau dimpotrivă. Sunt însă și foarte mulți autori care spun că, de fapt, moștenirea genetică nu mai este foarte importantă de vreo 70.000 de ani încoace, de când oamenii au devenit mai degrabă făpturi culturale. De fapt, spune Siddhartha Mukherjee, gena rămâne foarte importantă și este, din păcate, și un subiect care poate fi instrumentat politic. Asta s-a și întâmplat de la bun început, de când a apărut ideea că genetica, genomul uman, poate fi îmbunătățit. A apărut așa numita eugenie, care are în continuare o presă foarte proastă pentru că a fost folosită, cu siguranță vă amintiți, de naziști în tot ce au făcut mai rău. Siddhartha Mukherjee însă ne prezintă istoria geneticii începând cu antichitatea, atunci când filozofii și-au pus problema identității, a reproducerii și, trebuie să o spunem, Aristotel este cel care s-a apropiat cel mai mult de adevărul geneticii, s-a apropiat în mod uluitor, de fapt, de adevărul geneticii. A trecut însă foarte multă vreme, iar umanitatea a trecut prin foarte multe teorii, care mai de care mai trăznite, despre felul în care oamenii se reproduc și mai ales își transmit de la o generație la alta caracteristicile fizice, intelectuale și chiar morale. Dar trebuie să ajungem foarte aproape de secolul 20, să ajungem la Mendel și la Darwin, pentru ca această latură a științei să capete consistența bine meritată. Nu vă așteptați însă ca de atunci încoace totul să fi fost așa o plimbare pe un câmp, printr-un câmp de trandafiri? Nu. Imediat după ce Mendel și-a prezentat descoperirile, a urmat o lungă perioadă de tăcere și de beznă, dacă vreți, pentru că oamenii epocii contemporanii lui n-au prea înțeles ce vrea acest călugăr care a venit mai degrabă cu cifre decât cu descrieri pur și simplu. Însă s-a ajuns până la urmă la identificarea genei, s-a vorbit despre ADN și s-a și luat premiul Nobel pentru descoperirea structurii elicoidale a ADN-ului. Desigur, volumul lui Siddhartha Mukherjee ne introduce în istoria fascinantă a genei, ne aduce foarte multe răspunsuri, dar, îndrăznesc să spun, vine cu mai degrabă cu foarte multe întrebări. Pentru că, deși s-a evoluat atât de mult și deși optimismul nostru în privința descoperirilor științifice pe genă e unul cât se poate de mare, se pare că necunoscutele rămân sau devin din ce în ce mai mari și mai profunde. Avem în față un subiect atât de complex și atât de profund încât e greu de crezut că în secolele chiar următoare umanitatea va da de fundul acestui sac, care este de fapt gena. Încă suntem deci la început, deși am aflat atât de multe într-un timp totuși scurt, încă suntem la începutul cercetărilor, încă nu știm unde ne va duce de fapt acest subiect care este, pe de o parte, fascinant, dar și foarte periculos, pentru că, așa cum vă spuneam, pot să apară devieri politice sau chiar etice în legătură cu felul în care genele pot fi, atenție, îmbunătățite. De la naziști încoace, deci, ideea de a îmbunătăți genetica la nivel mondial e una care a fost redusă la tăcere, pentru că a fost instrumentalizată în moduri inimaginabil de crude, dar în continuare se discută despre felul în care, cunoscând tainele genelor, am putea să îmbunătățim genetica, genomul uman la nivel, desigur, mondial.
Ce înseamnă asta din punct de vedere etic? Că, de exemplu, am putea lua măsuri de a exclude de la naștere, pur și simplu, făpturile care ar putea să sufere de boli genetice și nu știm încă dacă asta este sau nu etic. Așadar, volumul lui Siddhartha Mukherjee nu este un volum strict științific, ci un volum de înțelepciune pentru că aduce în discuție și foarte multe probleme etice, probleme care sunt necesare când vorbim despre umanitate, de fapt, și despre viitorul acesteia. O istorie fascinantă realmente și un volum îndrăzneț pe care, o spun din nou, editura OL a îndrăznit să-l publice, volume care apar deci mai rar în România pentru că la noi se merge pe pariuri câștigătoare, adică volume mai subțirele, a căror editare costă mai puțin și care evident se vând mai ușor pentru că sunt și mai ieftine. Editura OL însă iese pe piață cu un volum care trebuie neapărat citit, dar care reprezintă și un pariu pe care sper ca editura să-l câștige. Vă citesc foarte puțin din el, de exemplu despre memoria genetică. Ce este memoria genetică? Cum anume, dincolo de gene, ca atare, era codată memoria genetică? Și autorul se referă la marea foamete din Olanda din 1945, care a lăsat urme genetice până la generațiile de strănepoți ale celor care au făcut foamea în Olanda în acea perioadă. În anii 80, deci după 45, în anii 80 a apărut un model mult mai ciudat, când copiii născuți de femeile gravide în timpul foametei au crescut, ei prezentau o rată de obezitate și de boli ale inimii mult mai mare decât rata generațiilor precedente. Și această descoperire ar fi trebuit anticipată. Se știe că expunerea la malnutriție in utero duce la modificări ale fiziologiei fetale. Lipsit de nutrienți, fătul își modifică metabolismul, reținând cantități cât mai mari de grăsime pentru a se apăra împotriva pierderilor de calorii, fapt ce duce paradoxal la tulburări metabolice și la instalarea la maturitate a obezității. Dar cel mai ciudat rezultat al studiului Hungerwinter urma să fie relevat peste încă o generație. În anii 90, când nepoții femeilor și bărbaților expuși la foamete au fost studiați și ei prezentau rate mai mari de obezitate și boli de inimă, unele dintre aceste probleme de sănătate sunt încă în curs de evaluare. Perioada de foamete acută schimbase cumva genele nu doar la persoanele expuse direct. Mesajul fusese transmis, iată, și nepoților. Unul sau mai mulți factori ereditari trebuie să se fie imprimat în genomurile oamenilor malnutriți, traversând cel puțin două generații. Hungerwinter rămăsese înscris în memoria națională a olandezilor, dar pătrunsese și în memoria lor genetică. Așadar, genele au o memorie inepuizabilă și sunt atât de multe semne de întrebare despre felul în care funcționăm la acest nivel, încât un volum ca Gena, o istorie fascinantă, nu reprezintă, deși atât de gros și profund, nu reprezintă decât o modestă introducere în acest uriaș subiect. Așadar, dragii mei, vă recomand din toată inima volumului Siddhartha Mukherjee, Gena, o istorie fascinantă, pentru că o să vă lămurească foarte multe semne de întrebare și vi le va lămuri mai mult decât o face presa mainstream cu articole care sunt mai degrabă spectaculoase, dar lipsite de conținut. Sunt Bogdan Papacostea, citiți că nu vă face rău și desigur urmăriți-ne și pe pagina noastră de Facebook, după cum și pe canalul YouTube cu nume similar, Semn de Carte. Cele bune, la revedere!